Dă-l mai încolo, uite, miroci puti. Ai, vai de capul de zelui, asta e gunoi. E un gunoi de gunoi ăla, prunea. Nu vezi ce miroase? Păi tocmai, gunoi de gunoi. Păi un rahat de gunoi, prunea, nasol. Uite, păi tu, uite și compară și tu cum arată gunoiul ăsta tău și cum arată gunoiul ăsta, dar uite și cum miroase, gunoiul britanic. Poți să-l aduc la cameră? Da. Arată-l, da. Arată, chiar te rog. Uite, să vadă lumea cum arată gunoiul ăsta mizerabil. Și uite, gunoi ca lumea, bă, gunoi șmecher, luxury. Ăsta. Da. Ce da. Mai vrei? Fii atent. Tu-ți dai seama, prunea, că dacă îți dau un sac de ăsta de gunoi, ai să fii primul din sat care are gunoi englezesc? Primul? Păi da, nu, când, și nu numai din sat, primul din țară, bă. În toată România, doar toată lumea are numai gunoi românesc. De ăsta vai de capul lui, cum ai și tu. Și dacă îți dau de ăsta... Altceva. Doamna, ce idee mi-a venit? Ia zi. Să fac și un vlog cu el. Perfect. Vlog cu gunoi. Perfect. Before and after. Perfect. Yeah. Dar ia gunoiul. Da. Vezi dau pe ăsta? 100 de lei. Nu, nu, păstrează-l ca să faci comparații, prune. Dă 100 de lei. Nu știu dacă cost. De ce 100 de lei? Pe 100, așa că ta costă gunoiul englezesc. Cum? Zi mersi că nu ți-am cerut 100 de pounds. Așa, și fii atent, când mai faci vlog de asta de-a tău, da. Să bagi acolo să spui că la poartă la care? La poartă la Sandu, oameni buni, la poartă la Sandu, da? Să veniți dacă vreți să vă schimbați gunoaile voastre nenorocite, ordinare de astea românești, cu gunoi englezesc. Asta o dată și a doua oară, foarte important, veniți că avem haine originale, rupti oleac, dar originalii. Original, da? Original. Veniți ca să vă dau, să avem acolo, să aveți acolo, să fie bine, da? Da. Hai. Mă apuc? Doamne ajută. Da, fă vlogul, prezint acolo, hai. Ei, bună ziua, cocoșei mei, și bine ați venit la Prunea's Vlogs, episodul 2 din această zi, pentru că în această zi vă filmăm două episoade. Un episod de dimineață, un episod special. Ei, a venit domn primar la mine să-mi prezinte gunoaie. Gunoaie, mi-a adus un gunoi mare gunoi. Gunoi de Anglia. Vă dați seama cât de norocos sunt eu? Domnul primar aici de față mi-a adus gunoi din Anglia. Și originale. Și originale, haine originale, doar la poartă la Sandu, la poartă, haine originale. Un pic rupte, dar originale. Vă pupă cocoșelul și vă mai aștept la un nou vlog. Like, share și subscribe. Nu uitați la pagina la Găurenii din mijloc din Val din Deare. De jos, unde vreți dumneavoastră? Vă pup! Să trăiești, prunea. Am terminat și cu vlogul. Bravo. Mulțumesc, mai fac unul. Hai, te-am pupat, pa! Pleacă domn primar, pleacă domn primar, iată cum pleacă domn primar. Pleacă domn primar, acum sunt un gunoiu. Hai salutare cocoșilor, vă pupă cocoșelul șef, eu sunt Prunea's Vlogs, bine ați venit la Prunea's Vlogs, like, share și subscribe. A venit domn primar la mine cu mare veste în sat. Eu o să fiu cel mai fericit și primul care are un gunoi de calitate, gunoi. Am lăsat gunoiul meu aici, o să mai fac un episod cu comparații cu before and after. Și am mare giveaway pentru voi, la Sandu la poartă veți găsi haine originale. Și dacă dați like la 300.000 de like-uri, o să vă dau din gunoiul meu. Vă pupă șeful, vă pup și vă mai aștept pe canal. Ciao! Gata, am terminat cu asta. Asume că s-ar putea să fie copilul meu. Da. Băi, de ce ești bătut? M-a bătut Maria, băi. Cum Maria? Nu Maria ta, băi. Altă Maria. Băi, în aceeași situație sunt și opuse. Băi, ia gata cu șoșoteala aici. În liniște, am zis. Și cauți în filmul. Să vedea cum-s cu Doina. Dar și copchelul tău? Dar nu știu și eu. Nici noi! Și pe ce spun doamna doctor atunci? Ziua! Știți ceva? Au născut Doina? Dar și Gheorghe, copchelul tău? Păi asta e problema Măriei, că nu știu. Sper că nu. Ziua bună! Străiți!
știți ceva, au născut Doina? Dar ce fa Angelo, e copilul tău? Ei, ia meu! Posibil și al bărbat meu. Da, las că am avut eu grijă de dânsul. I-am dat o bătaie. Hei! Bună ziua! 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 Aș dori să vorbesc cu tatăl copilului. Asta e problema, doamna doctor, că nici noi nu știm. Păi, după cum se vede, tatăl copilului nu e aici. Adică, cum adică? Păi, copilul e negru. Na! L-am bătut deja, pe bărbatul meu! Hai, Ioane, trece acasă. Domnul Șpagoveanu? El în persoană. Domnul Șpagoveanu, suntem de la Garda de Mediu. V-am căutat și la birou și la primărie, nu v-am găsit. V-am găsit aici, fix în locul în care s-a făcut plângere. Dacă aici aveți, unde voi ați să mă găsiți? Da, ce plângere? Avem informații că ați transportat ilegal un malder de gunoaie din Marea Britanie. Păi ce facem, domnul Șpagoveanu? Ne plângem de poluare și dăm foc la gunoaie aduse din alte țări? Doamne ferește! Ce informații eronate aveți? Unde vedeți dumneavoastră foc, doamnă? Cine dă foc? Noi avem niște haine originale pe care le vindem. Avem de peste tot, din Marea Britanie, din Franța, din Spania, Italia, din Belgia, de pe unde, mama dracului, ar mai fi ele. Nu vă mai gândiți niciodată la lucruri de-astea așa, că eu sunt om cinstit, dar multă lume îmi vrea rău. Și de asta disimulează așa cu plângeri de-astea false și cu informații eronate. Uite, haideți să mergem la dascăl, că poate vă place ceva și vă alegeți de acolo. Poate vă vine bine ceva. Faceți rând! Haideți! 5 lire! Din Anglia asta! 40 de florenți din Ungaria! Asta-i frumusică! Ia-o rochiță! Ia și tu! Uite un plovoraș frumos! Doamnă! Luați un pic de aici, ia uitați! O bluziță frumoasă, e de firmă! Luați! Luați și dumneavoastră niște pantaloni, poți mergeți la mare! Poftiți, domnul! Așa, da. Mulțumim. Ia mă și tu. Mai rămas training. Da? Uh-huh. Foarte bine. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stimați respectatori, concursul de la Radio Impuls, Ascultă-ți Impulsul, a ajuns la final. Urmează să facem cunoștință cu marii câștigători ai temelului, păi care constă într-o gamă extinsă de produse electrocasnice de ultimă generație. Dăm legătura reporterului nostru. Rodica e pe teren. Rodica e pe teren, ea este în Găureni, direct în Găureni și de obicei când o trimitem la filmare, o trimitem cu un dop pe care și-l pune în urechea asta, da. Și atunci nu-i intră vântul pe o parte să iasă pe intră. Cei doi angajați ai anului la Canada se îndreaptă către fericiții câștigători, Dumitru și Aurica. Sau Aurica și Dumitru. Bravo! Câștigătorii, doamnelor și domnilor! Bună ziua, Aurica! Bine ați venit! Bine ați venit! Doamne ajută! Haideți în casă! Aici sunt electrocasnicile. Dă fă chitroiul ăsta. Haideți! Hai, vă rog! Hai! Aici, vin un coace! Aici, intră aici! Hai!
atmosferă incendiară, ce să uite-te la ei, ce feți. Bravo! Să vă bucurați de ele, copii, da, să ce să... Noi ne vedem la ora 3. Hei, hei, hei! Felicitări pentru câștigători. Hai să mergem, că e nenorocire. Ia, ia, bubui, ia zăpăci.